Ziua Națională a Culturii a fost sărbătorită astăzi de angajații din domeniul culturii din raionul Glodeni. Evenimentul a fost celebrat în incinta Centrului de Cultură pentru un concert de zile mari. Deci, sărbătoarea este națională, ea a fost celebrată doar de lucrători din cultură. La 15 ianuarie, Republica Moldova a marcat Ziua Națională a Culturii. În Glodeni, această sărbătoare a fost celebrată cu puțină întârziere printr-o festivitate de zile mari. Astăzi, la concertul organizat în sala Centrului de Cultură, au fost prezenți doar angajații din domeniul cultură, care au fost felicitați cu ocazia acestei sărbători de către autorități. Noi trăim cu dumneavoastră o perioadă de reforme și acum cunoașteți dumneavoastră mai bine decât noi în ce condiții activați. Condițiile care se află în aceste cămine culturale. Bine, nu în toate, dar noi cunoaștem în ce condiții activează ele, cunoaștem partea materială și așa mai departe. Sunt niște eforturi de a ameliora situația, însă bine înțelegeți că aici trebuie finanțe foarte mari, inclusiv acolo unde nu există acest cămin cultural în general. Permiteți-mi să felicităm din partea Consiliului Regional, președintelui Răunului, să vă aducem cordiale felicitări cu Ziua Națională a Culturii, să vă dorim în primul rând sănătate, baftă, succese, bucurie în familie, sănătate în familia dumneavoastră, în familia culturală și împreună vom realiza lucruri bune și lucruri mari de cultură pentru raionul nostru. Potrivit șefului Serviciului Cultură, cultura aparține poporului, iar angajații din acest domeniu sunt cei care trebuie să o promoveze în rândurile oamenilor de la sat. De Ziua Națională a Culturii au fost menționați cu diplome cei mai buni lucrători ai domeniului cultură din raionul Glodeni. Oamenii au fost premiați, dar pentru ce merite nu s-a spus nimic. Cultura suntem înșine noi. Noi, acest popor. Noi, acei care prin comportamentul nostru, demonstrăm cultură. Cultura vorbitului, cultura comportamentului și celelalte lucruri pe care noi, zi de zi, le facem în viața de toate zilele. Vreau să vă aduc încă o dată sincere felicitări colectivilor pedagogice, a școlilor de arte, colaboratorilor muzeilor, lucrătorilor caselor și cămilor culturale, fiindcă noi suntem acei promotori a valorilor culturale ale Republicii noastre. Invitați au urmărit un concert cu participarea colectivelor artistice de la Centrul de Cultură Glodeni. Reamintim că Ziua Națională a Culturii a fost sărbătorită în țară de ziua marelui poet Mihai Eminescu. La Centrul de Cultură Glodeni în această zi nu a avut loc niciun eveniment cultural. În acest sens este adevărată zicala Eu-mi cânt, eu-mi joc.